raportat la toate argumentele care au fost aduse în combaterea argumentelor aduse de către procuror prin referatul cu propunere de luare a măsurii de ferii preventive, consider că hotărârea pe care a luat-o judecătorul este absolut economică și legală. Dar spuneți-ne, vă rugăm câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat, de ce s-a ajutat domnul doctor de înșelăciune. Doctorul Ciurea a fost acuzat de complicitate la înșelăciune, avându-se în vedere că niște acte medicale pe care le-ar fi eliberat în urmă cu aproximativ 5 ani unor pacienți pe care i-a consultat ar fi fost folosite de către acești pacienți ulterior în vederea obținerii unor certificate de handicapat de la o comisie de evaluare a persoanelor cu grad de handicap. Dar, așa cum se poate ulterior anilor 2008-2009, când realmente au avut loc aceste consultații. Deci, sub nicio formă nu se poate susține că acele acte medicale au putut sta la baza eliberării acelor certificate. Tocmai s-a stabilit o distincție între actul medical pe care l-a instrumentat doctorul psihiatru și actele eliberate de acele comisii, care sunt acte cu totul și cu totul diferite. Adică și fără consultațiile pe care le-ar fi întreprins doctorul psihiatru, comisia urma să se pronunțe cu privire la gradul de handicap pe care îl acordă sau nu pacienților care se prezintă la acea comisie. Cine mai fi implicat în acest dosar? Păi, deocamdată nu pot să vă spun probleme de fond din dosar. Este implicată o coinculpată care avea o fundație la DEVA, o fundație de susținere și protecție a persoanelor cu grad de handicap, fizic sau psihic, și care chiar a prezentat la mai multe cabinete medicale pacienți pentru a fi consultați. Dar, repet, aceste acte săvârșite de această coinculpată au avut loc pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, deci sunt ulterioare consultațiilor pe care le-a efectuat doctorul Ciurea și care realmente nu au legătură cu acele fapte imputate acestei coinculpate, care a atras după sine atâția alți doctori. De 5 ani până să la o reacție justiției. De ce au trecut 5 ani? Se pare că cercetările declanșate la Cluj au fost mai recente. Comisiile care au eliberat aceste certificate în diverse județe probabil au făcut obiectul unor cercetări pe parcursul acestei perioade, dar la Cluj abia mai recent s-au derulat atare cercetări. Despre câte certificate vorbim? Despre câte persoane? În situația de față, din câte cunosc și se impută clientului meu, este vorba doar despre 17 cazuri. 17 cazuri care, așa cum v-am spus, în 2008 sau 2009 s-ar fi prezentat în vederea consultațiilor la doctorul psihiatru sau la oricare alt cabinet sau clinică sau spital în vederea obținerii unui diagnostic sau a unui tratament. Dar consultațiile pe care le-a efectuat doctorul psihiatru sunt absolut edificatoare cu privire la fiecare pacient în parte, raportat la starea de sănătate a pacientului. Dar erau sau nu erau bolnavi? Așa cum rezultă din probele administrate până în prezent, pe care le-am putut observa, pacienții respectivi erau bolnavi psihic. Și atunci îl acuză pe doctor că ar fi luat banca să-i libereze aceste? Nu se pune problema ca doctorul să fi luat bani. Nu există nicio acuzare. Doar că acele consultații pe care le-au făcut pacienții în trecut ar fi folosit ulterior
la comisiile care au acordat gradul de handicap, pentru că, repet, doctorul n-a făcut parte din vreo comisie de acordare a acestui grad de handicap vreunui pacient și nici n-a avut vreo legătură cu vreuna din comisiile de la Cluj sau din alte județe. Doar că a fost abordat în vederea consultării unor pacienți. Nu se duce un abuz al procurorilor? Eu nu vreau să susțin așa ceva. Până la urmă, după administrarea întregului material probator de la dosar, procurorii vor putea decide dacă probele pe care vor reuși să le strângă vor putea servi la trimiterea în judecată a inculpaților cercetați și care, bineînțeles, vor fi deferiți eventual organelor judiciare în funcție de gradul de vinovăție sau de implicare în săvârșirea faptelor care li se vor reține până la final. Nu vă rășim. Eu sunt lacrima Cristina Stan, sunt avocatul domnului doctor Ciurea Aradu. Dacă vă mulțumesc.